rămas minute lungi în fața unei vitrine de pe strada Doamnei, pe care scria Amicii Orbilor. Până atunci nu fusesem la un cinematograf. O să-i pun și eu numai atunci, mi-am zis. Încolo nu simțeam că am nevoie, uitând că și în clasă adormeam în timpul orelor de matematică și chimie, din pricină că tabla la care profesorul făcea demonstrație rămânea în fața mea neagră. Am intrat înăuntru. O lumină vie, odihnitoare, învăluia un domn și o doamnă îmbrăcați în halate albe. Femeia mi se părea ca de obicei frumoasă. Când nimic de pe chipul ei nu mă izbea, un nas strâmb, o gură prea mare sau zbârcituri pe obraz ca să înțeleg că era bătrână. Am fost întrebat ce doresc și la răspunsul meu că vreau ochelari, am fost invitat să iau loc pe un scaun într-o odăiță întunecoasă de alături. Rețeta aveți? M-a întrebat doamna. Nu. Nu-i nimic. Ce vi se întâmplă? Nu văd la table, am răspuns. Sunteți elev sau student? Sunt elev. Și de când nu vedeți la tablă? De mult. Cât de mult? Cred că din copilărie. Și de ce nu ți-ai pus până acum? Am dat din numeri. Sigur, zice, și acum miopia a crescut. Dacă îi puneai de mic, se corecta foarte bine. Ia să vedem. Și-a aprins o lumină în fund, unde era o tablă cu litere ale alfabetului. Nu le vedeam decât pe cele mari, din primele rânduri. A tras scaunul lângă genunchii mei și mi-a spus să mă uit într-o parte. Mi-a arătat cu mâna pe alături de umerii ei. A început să mi se uite în ochi cu o luminiță mică și intensă, întâi de o parte și apoi foarte aproape îi auzeam respirația ușoară. Zice, nu e grav. N-ai leziuni, dar miopia este crescută, e spre 4. Poate să crească și până la 12. N-ai avut pe nimeni în familie să spună? Sau ești orfan? Nu sunt orfan. Auzi, orfan. Parcă altă treabă n-avea tata sau ceilalți din familie decât să se ocupe de ochii mei. Trăiești cum ești. Dacă ești șchiop, șchiop rămâi. Chior. Ți se spune chior. Și cu asta s-a terminat. Era unul care se automutilase în timpul războiului, trăgându-și un glonț în palmă. Palma se infectase și se tăiase mâna. Îi se spunea ciungu. Toți ceilalți primiseră pământ. Lui nu îi se dăduse. Cu mâna ailaltă, însă, care îi rămăsese, ne bătea cu măciuca pe câmp când ne prindea că furăm pepeni de pe lotul altora. Era pândar. Lumea nu se năștea întreagă. Unii făceau copii cu bare la gură. Nu creșteau, dar nici nu mureau. Alții cocoșați. Bâzdoveica avea o fată care ai fi zis că e întreagă. Era și frumoasă. Stătea toată ziua pe gard, la drum, și vorbea și râdea singură. Era necontenit veselă și spunea tot ce se întâmplă la ei în curte sau pe drum. Tot ce vedea, ca o oglindă vie a mișcării vieții din jurul ei. Tata dă mâncare la cai, ha-ha. Nea Ilie a ieșit din curte. Uite-l și pe Neachi, unde s-o fi ducând? Tață Marițo, te duci la apă, he-he. De ce nu o trimis pe Leana? Fă, Gheorghino, ce ai în curniță? Struguri. Nea Gheorghe e supărat, l-a bătut aso că l-a prins cu țigarea în gură. Mai târziu am auzit și citit că poporul e vânjos, sănătos. E cine e. Dar câți strâmbi nu vedeam eu trecând pe drum, șoldii, fete cu picioare ca niște putineie, muți frumoși de care abuzau văduvele, inși cu tot felul de gârme la gât. Mama zicea că sunt păcate de la 9 neamuri, care roveau muierea care îi năștea. Eu însumi eram astfel marcat, o mătușă, soră mai mică a mamei, se uita așa ca mine la lucruri fără să le vadă. Dintr-un clasor cu lentile, doamna lua ceva și vâra într-o ramă de metal pe care mi-o pusese pe nas. Ce văd? Mai bine, am răspuns. Dar acum. Și mai bine. Dar așa. Poți citi ultimele rânduri? Lumina țâșnea în ochii mei cu o putere minuțioasă extraordinară. Vedeam acum chipul doamnei care îmi surâdea cu niște dinți de o albeață nefirească. Un ins care tocmai intra și vedeam bine nasul, căciula, fularul și chipul. Nu doar ca siluetă, ci tot ce avea el până și șireturile de la pantofi. Sunt prea puternici pentru început, zise doamna, îți dau o dioptrie mai puțin. Trebuie să și citești, s-ar putea să te obosească. Avea o voce cristalină, dar cu un timbru afectuos și mâini neverosimile de frumoase, parcă nu mai văzusem niciodată astfel de mâini. Chiar nu mai văzusem. Le ținea minte pe ale mamei ca niște crengi, le punea adesea lângă ale mele să vadă cum sunt. Câți ani trecuseră peste ele, câte secerișuri, câte veri în care le băga în urzici, să le toace cu satârul, să dea la rați. Creștea câte 100, lua pe ele 100 de poli, ca să cumpere 100 de metri de pânză. I se chirciseră, erau crăpate, urzicate și de hrănitoare iarbă, arse de focul de paie pe care vrea mereu căldare, de săpunul cu sodă puternică cu care ne spăla cămășile. Era senină și resemnată văzând diferența dintre mâinile noastre, ale mele tinere, ale ei albe și îngrijite, fiindcă după ce intrasem la școală, furca, sapa, secerea, bărigarul, țesala nu le mai atingeam, ale ei bătătorite și având culoarea pământului, cu noduri tari ca lemnul în podul palmei și cu pielea încrățită. Uite, maică, zicea, nici nu pot să le mai întind bine. Și încerca să le întindă. Avea mijlociul chiar zgârcit, se înțepase într-o furcă, se obrintise și o vară întreagă îi cursese din tot degetul puroi. Iarna suferea de el, îi îngheța. Mi-acoperea pe ale mele cu un gest reținut, vrând parcă să spună că nu în zadar muncise, dacă eu o să am o soartă mai bună. Și-și amintea. Părintele Alexandru are mâini ca ale tale. Și gândul zbura la biserică și chipul îi se rumina. De ce nu te duci și tu, maică, la biserică? Era blândă și tolerantă cu mine. Poate o să mă convingă să nu uit în viață că biserica îi potorise ei toate neliniște și ridicase sufletul din întunericul în care trăise când ne făcuse pe noi. Dacă s-ar fi dus de tânără, spunea ea, multe suferințe ar fi ocolită. Te duci, maică? Nu mă duc, îi răspundeam scurt și cu o tandrețe încărcată de veselie. De ce? N-am timp. Mintea îmi era aiurea. Răspunsul era al tatălui cu lipsa timpului. În realitate nu făceam nimic. Îl pierdeam acel timp. Era un sentiment divin. N-aveam ce căuta la biserică să-l găsesc. Și acum mă uitam la mâinile acelei doamne care îmi lua distanța între pupile și scria cifre pe hârtie pentru laborator să-mi facă ochelari. Le-am simțit și parfumul și m-am îndrăgostit de ea pe loc, ieșind de acolo foarte turburat. Afară însă mi-am revenit și am înțeles. Pe geam scria Amicii Orbilor. Nu numai că te ajutau să vezi mai bine cu lentilele lor, dar ți erau și prieteni. Ce loc minunat! De ce, mă întrebam, n-ar fi peste tot, unde existăm și ne ducem, aceeași prietenie, același calm, aceeași căldură umană, liniștită și afectuoasă? Inima omului e largă. De ce unii și-o poartă strâmtă și plină de ură? De ce unii vor să-i omoare pe alții? Cine face timpurile? Oamenii sau altcineva străin de ei? Și acel cineva străin, dacă există, nu poate fi gonit? De ce a fugit fratele meu Ilie de Florica? Dar Gherel, de ce și-a lăsat el caii lui, cu care a alergat liber pe câmpie, și a venit aici să ducă pe alții cu mașina, fără să-l întrebe? Nu mai aveam nicio ură contra lui Megherel. Poate că în sat îmi ziceam, el nu făcea parte dintre cei care ar fi vrut ca noi să nu mai trăim. De bine n-a plecat el de acolo, înseamnă că ai lui erau săraci. Și dacă a ajuns șofer la București, de ce s-a făcut legionar? Da, de ce? Ce l-o fi atras? Și atunci mi-am adus aminte de ce vrusesem eu, negreșit, să-l văd pe Gheorghe Lucostică Brutaru în duminica aceea. Da, asta era, să-l întreb ca pe un vechi prieten de ce s-a scris el în legiune. Să-mi spună cu gura lui. Era un secret care îmi scăpase, acest răspuns pe care mi l-ar fi dat, fiindcă degeaba nu s-a dus el acolo, ceva i-a plăcut, ceva l-a îndemnat. O să aflu eu. În ceasurile acelea gândul mi-a revenit la doamna de la Amicii Orbilor și deodată m-a trăznit un gând. Așa era, îmi plăcuse, doar eu ei. Și m-am zărit într-o oglindă a unei vitrine și m-am oprit. Slab, osos, rău îmbrăcat, haine răbărțate, negre, țesute în casă, cu sute de iangă cu nasturi puțin. Palton de aba, parcă eram popă. Arătam mai bătrân decât eram cu 10 ani și în clipa aceea m-am și simțit astfel, cu regretul că nu i-am trăit acei 10 ani. Acum înțelegeam de ce un idiot din clasă îmi spunea călugăre. Nici o speranță, mi-am zis, să-i placă acelei doamne. Ei, și am dat de numeri cu nepăsare. Bine că îmi plăcea mie. Am revenit după 10 zile și mi-am luat ochelari. Ori să te jeneze câtva timp, mi-a spus ea, și s-ar putea să te doare puțin și capul. Dar să nu-i mai scoți. Trebuie să-i poți de aici înainte toată viața. Altfel îți crește miopia și o să ai mari necazuri. După un an așa, vii iar pe aici la control. După un an. V-a să zic că până atunci nu puteam să o mai văd. Ca orice femeie frumoasă, fiindcă era, deși acum cu ochelarii vedeam bine rujul care o cam îmbătrânea și ridurile de la coada ochilor, ea a surâs observându-mă desigur, lipsa de grabă. Plătisem și trebuia să plec. Și mi-a luat ochelarii și a început să-i treacă pentru o flacără de spritier. Nu se grăbea. Îi îndoia tare la brațe și mie mi-era frică să nu-i rup. Colegul ei se ocupa de un alt client. Acum e mai comod, încearcă-i. Nu-mi dădeam seama. A tras un sertar și mi-a întins o cutie în care să-i pun seara, zice, să nu-i sparg din greșeală. Pe urmă m-a părăsit. A dispărut în birou unde și apropiase atât de mult fața de-a mea să mi se uite cu instrumentul acela în ochi. Am ieșit afară și am văzut lumea așa cum era. Mi se părea că nu mai gândesc, că nu mai pot să fiu atent la mine însumi, violentat cum eram de imagini și culori orbitoare. Nu-mi plăcea. Parcă eram separat de mine însumi. Oamenii, străzile, reclamele pe care acum le citeam de departe, mă sileau să le văd împotriva voinței mele, golindu-mă de ceea ce știam eu că sunt, singur eu și restul o foială prin care treceam nepăsătoare. Vedeam chipuri bătrâne, babe pe care până atunci nu le observam, expresia grabii la unii, picioarele fetelor, murdăria de pe trotuare. Vedeam numerele tramvailor, mare minune. Până atunci trebuia să întreb ca și când n-aș fi știut să citesc. Ce tramvai e ăla care vine? Adâncimea bulevardelor, cerul limpede și înalt de un albastru metalic, numerele străzilor. Nilă a făcut H când m-a văzut, adică așa ca pentru sine, să nu te superi că rânjește de tine. E și el vesel din când în când. M-a întrebat dacă acum văd mai bine. Văd perfect, am răspuns. Și i-am mulțumit pentru bani, altfel am adăugat, în nădejdea tatei puteam să stau așa mult și bine. Atunci m-am dus la primul film. Neverosimil. Ferit de viață din lumea reală, deși inși fotografiați stând îndelung de vorbă, deschizând și închizând duși, femei frumoase cucerite și apoi părăsite, pistoale care doborau cu adevărat oameni, care mureau fără regretul nimănui, adică al nostru, al spectatorilor, fiindcă săvârșise, nu se știe ce mârșăvi. Am ieșit împleticindu-mă și m-am plimbat mult până să-mi revin.